Iarna își face tot mai mult simțită prezența, așa că ne gândim la sărbătorile de iarnă și implicit la concediu. Unde ne petrecem Crăciunul și Revelionul este întrebarea pe care ne-o adresăm din ce în ce mai des. Londra este destinația preferată a românilor care își vor petrece concediul de iarnă în străinătate. Între destinațiile preferate din afara Europei, 5,82% dintre români aleg Malaezia și Thailanda. 16 dintre cei care merg în concediu de sărbători în Europa aleg Londra. În top se mai află și Bruxelles și Milano. Pe locurile următoare în topul preferințelor românilor se numără Paris, Roma, Madrid, Barcelona, Viena și Dublin. Italia rămâne una dintre cele mai apreciate țări, 21% dintre românii care vor călători în lume iarna aceasta aleg orașe istorice la munte sau la mare precum Milano, Roma, Torino, Veneția, Bologna, Bari, Catania și Verona. Celelalte țări alese de români pentru vacanțele de iarnă sunt Marea Britanie 17,32%, Spania 15%, Germania 12% și Elveția 3%. Dar aproximativ 5% dintre cei care vor călători în străinătate au ales țările din nordul Europei pentru vacanțele lor, Copenhaga, Malmö și Rovaniemi în Laponia. Pe lângă destinațiile tradiționale pentru Revelion și Crăciun, românii continuă tendința pornită în urmă cu câțiva ani și aleg destinații exotice precum vacanțe de iarnă. Astfel, 4,11% dintre aceștia își vor petrece sărbătorile departe de frig în Tenerife, Dubai, Kuala Lumpur, Malaezia, Bangkok și Cancun. Cel mai scump bilet de avion rezervat pentru această perioadă până în prezent costă 960 de euro și are ca destinație Bangkok, în timp ce pentru cel mai ieftin cu destinația Bari, Italia, s-au achitat 54 de euro. Recordul pentru cea mai scumpă rezervare hotelieră este deținută de un sejur în Male, Maldive, pentru o vacanță de 14 nopți în doi în valoare de 1048 de euro.